Visez, deci crez. Reprezintă o invitație de a ne aminti că fiecare gând și fiecare imagine mentală are puterea de a aduce în viața noastră realități tangibile. Vizualizarea este mai mult decât un exercițiu de imaginație. Este un act creator care ne modelează experiențele de zi cu zi. Timpul este mult mai fluid decât pare la prima vedere, iar un alt aspect fundamental este puterea iertării, cea care ne dirigează favorabil vibrațiile noastre interioare, influențează ceea ce atragem în viață, pentru că totul este energie și frecvență. Despre aceste aspecte, despre semnificații speciale din povestea filmului serial Egregora, Comora pierdută, în regia lui Andrei Chiriac, și despre multe alte subiecte și teme de discuție incitante, s-a discutat liber la conferința Amintiri din viitor, Visez, deci crezi, practici într-un egregor conștient, desfășurată în sala Dales din București și susținută de regizorul Andrei Chiriac și Vasile Păun. Doamne și domnilor, bine ați venit la conferința noastră, Amintiri din viitor, Visez, deci crezi, practici într-un egregor conștient. Un demers care ar dori să construiască un egregor destul de puternic și de conștient și de durabil, pentru a avea un rol important în societatea românească în următoarea perioadă. Și asta pentru că, deși vorbim despre amintiri din viitor, trecutul ne spune că la un moment dat un nou cer și un nou pământ vor veni. Și noul cer este de fapt o metaforă care scoate în evidență un nou nivel de conștiință, o nouă conștiință. Și animați de o astfel de conștiință, vom putea genera și un nou pământ. Și intenția majoră a acestei seri este de a aduce din viitor o posibilă manieră de a cultiva în fiecare dintre noi acest nou cer, pentru că apoi, ca reflexia unei alte stări de conștiință, bazată pe inimă, bazată pe unitate, bazată pe cooperare, să putem să construim împreună un nou pământ. Și sigur, o nouă comunitate, o nouă țară și, prin extensie, un nou pământ. Călătoria pe care o propunem astă seară, Amintiri din viitor, este ca o hartă pentru a ieși din acest labirint în care mulți dintre noi se află și că mulți dintre noi aflăm și trebuie să vă spun că mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de regizor și scenarist, pentru că acum foarte mulți ani am închipuit un scenariu de film și lucrez la acest serial de ceva timp care se cheamă Egregora, Comoara pierdută. Pentru cei care nu sunt familiar cu subiectul sau cu termenul egregor, ceea ce vom face astă seară, este ființa psihică emanată din conștiință colectivă. Am zis egregora pentru a aduce în câmpul, în spațiul românesc și nu numai, sacrul feminin, spunând că nu se poate găsi această comoară despre care o să vorbim doar în câteva momente, decât atunci când cele două forțe complementare sunt într-un oarecare echilibru. Povestea noastră vorbește despre nouă tineri, orfani, o să aflați îndată de ce, pasionați de istorie și de arheologie, care la un moment dat găsesc un jurnal secret și pleacă într-o călătorie fabuloasă pentru a găsi comoara regelui Decebal. Vorbim despre aurul pe care romanii nu l-au luat acum 1900 de ani, când au cucerit o parte din Dacia. Cumva, astă seară ne-am propus să vă implicăm și să rezonați cu personajele și cu personajele filmului pe care îl descriu acum, Egregora, Comoara pierdută. Tehnologia visătorului se referă la toate metodele prin care ne putem amplifica puterea de a fi conștient. Practici precum meditația, respirația conștientă sau atenția la gândurile noastre sunt unelte care ne conectează la vibrațiile universului și ne deschid sufletul și credința către noi perspective. Pentru că aceste elemente pot fi de folos mai ales pentru cei din noile generații sau pentru orice iubitor de frumos și spectacol discursiv, conferința Amintiri din viitor, Visez, deci crezi, practici într-un egregor conștient, va fi difuzată la televiziunea Mușcel TV și prin mușceltv.ro în două episoade speciale din emisiunea Avangarda Performanței, conform programului afișat inclusiv pe website-ul nostru.